Mă numesc Carolina Grate, am 25 de ani, am familie, soț, copil, la mine tata e foarte, are un caracter foarte moale, nu era de prins să fie singur, mereu să fie alături de noi. Eu pot spun acum, când a apărut nepoțelul, acum el a înțeles că ce înseamnă fericire, ce înseamnă bucurie când are cine să vină la tine și să joace, să simțea rău chiar din prima zi, seara, totul s-a început. Stătea numai în pat, nu putea nici să se ridice din pat, nimic absolut. Chiar ruga pe mama să vină să-l învelească pentru că el nu avea putere. Timp de 4 zile l-a stat acasă, mama străia să-i dea orice posibil ca să sunt bine, dar a 4-a zi a început deja să se nedușă, nu putea să răsufle. Și noi de urgență am plecat la spital. Apoi, peste noapte, undeva peste vreo 2 săptămâni, s-a agravat totul și a intrat în comă. În comă, peste 2 zile, i s-a oprit inima. Medicii s-au stăruit, l-au adus în viață înapoi, dar peste 10 minute, deja creierul lui era distrus, nu mai avea nimic, a fost două ori la el. Noi oricum speram că el o să se întoarcă înapoi. Nu ne gândeam că o să plece. Noi am luat și am chemat părintele să-i citească rugăciune, poate. Poate o să simt, poate o să audă. Chiar am stat lângă el. Îl țineam de mână. Îl rugam să se întoarcă, da. Cu tata cel mai tare a dorit să venim acasă, să jucăm o nuntă, să-mi facă mie nuntă. Cel mai tare, pentru că tata era cu tradiții de astea vechi, să pun copiii la cale, să fiu liniștit. Asta numai ce am venit acasă, să îndeplinim visul lui, care el a dorit. Doresc să le spun altora că e mai bine să te păzești de ce te așteaptă decât să asculți prostiile care le vorbesc alții din prejur. Doresc ca, dacă e posibil, toți să se vaccineze pentru că să salvăm lumea care să nu treacă pe momentele astea care am trecut eu și cred că alții care au fost în locul meu.